Tripla tragedie s-a produs la o firmă din comuna Ibănești, județul Botoșani, specializată în procesarea produselor lactate. Primele informații din anchetă arată că problemele au început în timp ce un muncitor făcea lucrări de întreținere la stația de epurare din incintă. La un moment dat, bărbatului s-a făcut rău din cauza gazelor acumulate și a căzut în bazinul cu apă reziduală. Alți doi colegi și patronul firmei au intrat în bazin să-l ajute, dar și-au pierdut și ei cunoștința. La scurt timp, martorii au sunat la 112 și echipele ISU au sosit imediat la fața locului și au scos din bazin pe cei patru. La caz au ajuns în cel mai scurt timp pompierii din cadrul detașamentelor Botoșan și Dorohoi cu două autospeciale de stingere și kituri de salvare din spații înguste, trei ambulanțe SMUC, între care și cea de terapie intensivă, dar și două ambulanțe SAR. Cele patru persoane au fost scoase din bazin de către pompieri și preluate de echipajele medicale aflate la fața locului. Una dintre ele era conștientă și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. În cazul celorlalte trei victime, care se aflau în stop cardiorespirator, s-au inițiat imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în urma manevrelor, doi dintre muncitori au fost declarați decedați. La locul solicitării am găsit trei bărbați, toți trei aflați în stop cardiorespirator, cu manevre de resuscitare în curs efectuate de colegii de la ISU, împreună cu echipajele de prim ajutor ajunse la fața locului. S-au continuat manevrele de resuscitare pentru fiecare din pacienți, s-au intubat pe rând. Unul din ei, după aproximativ 20 de minute, a răspuns la manevrele de resuscitare și a fost preluat de elicopterul SMURT Iași și dus la centrul universitar. Pentru ceilalți doi, din păcate, după aproximativ 60-70 de minute chiar de resuscitare, s-a constatat decesul. Patronul firmei, aflat în comă profundă, a fost transportat cu o ambulanță la spitalul din Botoșani, însă din păcate a murit la scurt timp după sosire. Autoritățile au început imediat cu o anchetă.